În cadrul evenimentului prin care a fost sărbătorită Ziua Familiei la Târgoviște, Crucea Roșie a fost alături de cele 6 familii defavorizate, premiate cu diferite produse electrocasnice, sume de bani și alte atenții. Crucea Roșie Dâmbovița a fost, este și sperăm că va fi în continuare alături de familiile defavorizate. În urmă cu câțiva ani s-a încheiat o convenție între Crucea Roșie Dâmbovița și Consiliul Județean, iar toți consilierii de județean, în funcție cu domnul președinte și cei care administrează fondurile județene, în baza solicitărilor și anchetelor sociale reale, pe care le primim atât de la instituții guvernamentale, atât direct cu cele la noi, prin primarii din teritoriu, încercăm să rezolvăm în limita posibilităților noastre și a sponsorilor care în ultima perioadă sunt din ce în ce mai puțin, să aducem o rază de bucurie acestor familii. La acest eveniment a fost prezentă și Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Profitând de vizita acesteia prin județ, reprezentanții Crucii Roșii Dâmbovița au numit-o membru de onoare al instituției, întrucât aceasta este alături de voluntari în acțiunile umanitare desfășurate. Noi o să mânăm o inimioară care are insemnele Crucii Roșii și, bineînțeles, suntem în România și personal o să-mi permit să vă dau prima dată dumneavoastră, pentru că vă aduceți aminte că ați fost încă o dată la Târgoviște.